Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la o ciorbă de fasole cu afumătură. Sună bine, nu? Toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului, chiar aici jos. Asta fiind spus, eu zic să nu mă arde mai urai, să dăm drumul la treabă, că de pofta e mare, ce să faci? Am aici șolan de porc și coaste de porc afumate. Prima dată ne ocupăm de ciolănelul ăsta micuț. Îl crestăm așa din loc în loc ca să fiarbă mai repede, nu de alta. Ata și pe partea cealaltă. Puțin. Hop, uite că abia intră cuțitul în el. De șorici destul de tare, dar nu e problemă. Are timp de fiert. Încă o dată pe jumătate și cam ăsta a fost. Trecem și la coaste, le tăiem în bucățele mai mici, câte un os așa sau două, depinde, cum vă place și vouă. Eu prefer să fiarbă și astea mai repejor, așa că la un os tăiate îs perfecte. Ia, încă o bucățică și gata. Le punem la fiert în apă rece, am aici oala, ia să o trag mai aproape o leacă, să scap de capac deocamdată. Avem nevoie de o oală destul de încăpătoare. Ia, le așezăm aici frumos, stânga, dreapta, pe lângă ciolan, coastele. Punem capac și lăsăm să fiarbă la foc mediu. O să le mut pe plita din stânga, să am loc să mă desfășor acolo. Ia, ușurel. Toată treaba aici o să dureze undeva la o oră și jumătate. Fasolea bine hidratată o să fiarbă mult mai repede, undeva la 40 de minute. Deci, pe la jumătatea timpului de gătire al cărnii, de fierbere, o să adăugăm și fasolea anuală. Am lăsat-o peste noapte la hidratat. Ia, uitați-vă cum arată. Eu am aici fasole pestiță. Voi folosiți de care aveți, nu-i problemă. Nu o să o fierb în 3 ape, în 5 ape, în 10 ape, pentru că mai rău fac. Arunc cei mai buni. Gustul de fasole. Și nu o să facă mare diferență în farfurie, da? Nu o să-i pun bicarbonat, pentru că distruge toate vitaminele. Și iarăși am făcut rău. Astea-s doar mituri, să fim serioși. Fasolea tot fasole rămâne, până la urmă. În schimb o să adaug o crenguță de cimbru uscat. Ia uitați-vă la el. Mamă, și ce bine miroase. Ăsta pentru digestie. Opțional mai puteți folosi și cartofi. Puteți adăuga un cartof doi în ciorbă. La fel, pentru digestie, nimic mai mult. Îmi imaginez că o să primesc o grămadă de comentarii, că așa și pe dincolo, că n-am fiert-o în 15 ape, că nu știu ce. Eu vă spun cum se gătește fasolea până la urmă. Dacă vreți să vă luați după mine, bine, dacă nu, faceți cum vreți, că nu vă obligă absolut nimeni. Tu gătești fasolea în felul tău, pentru că tu o mănânci, nu mănânc eu fasola pe care o gătești tu, cum nici tu nu mănânci fasola pe care o gătesc eu. Eu doar îți propun o variantă. Dacă vrei să te iei după mine, bine, dacă nu, la revedere. Ce să mai încolonca? Uite că, hai, o ardem aiurea cu vorbăraia și timpul trece, carnea fierbe și legumele nu se vor tăia singure. Așa că să continuăm cu legumele. Avem nevoie de ardei gras, capia, unul mai micuț pe care îl vom tăia cu bulețe, prima dată fâșiuțe, subțirele, nici prea mari, nici prea mici, după care cu bulețe sau brunoas, cum spune bunica. Gata, am terminat cu ardeiul, dăm frumos aici deoparte. Continuăm cu o ceapă mai măricică, albă-roșie, de care aveți și voi prin casă. Fâșiuțe, nici prea mari, nici prea mici, după care cu bulețe potrivite acolo. O rădăcină de pătrunjel, rondele micuțe, prima dată așa la capăt, după care pe jumătate tăiat și din nou rondele așa semilună, cum se zice. Păstârnac, bine, asta e o ciorbă în care pui orice legumă îți place până la urmă, nu trebuie să le puneți pe astea pe care le pun eu. Păstârnac mai puțin, ca să nu adunăm prea multe legume în ciorbă, eu zic că jumătate gata, îi suficient. Mai am aici un morcov și asta pe jumătate tăiat, prima dată, dacă mă descurc, dar trebuie să mă descurc că îs băiat mare. Și după care rondele așa, potrivite. Și până la urmă o zeamă bună are nevoie de multe legume. Ia și încă o bucățică de țelină și cam asta fu cu legumele sau aproape. Și asta la fel cu bulețe potrivite. Mie îmi place să adaug și usturoi în ciorba de fasole. Am aici 4 căței potriviți, îi zdrobesc pe fiecare în parte, după care trec o dată cuțitul prin ei. Nu foarte mărunt tot ca usturoiul. Puteți sări peste partea asta dacă nu vă place, nu e niciun fel de problemă. Așa, mai avem nevoie de o tigaie, o să călim legumele puțin. Punem frumos aici la încins, ușurel, focul să fie mediu spre mare. O stropim cu o leacă de ulei de floarea soarelui de data asta, de până la urmă din legumele astea, adică din, o să amestecăm legumele, o să facem un sos ca să-l
punem în ciorbă. O să vedeți voi, stați pe aproape. Lăsăm să se încingă puțin uleiul, nu mult ulei, o lingură și jumătate, hai să zicem maxim, două vor fi suficiente. Toate la grămadă, nu pe rând, gata și cu ultima serie, le dăm datura pe aici prin tigaie, o să am nevoie și de o lingură de lemn ușurel, să mai amestecăm din când în când. Toată treaba aici o să dureze undeva la 4-5 minute maxim, nu mai mult. Sau până se vor înmuia puțin, după care venim cu o conservă de roșii, cubulețe pasate de care aveți și voi, la îndemână, prin casă sau de care găsiți la magazin. Amestecăm, plimbăm și sosul prin tigaie, să încorporăm aici destul de bine. Mai lăsăm să dea 2-3 clocote și gata. Suficient, oprim focul. Ia uitați-vă ce zarzavat pentru ciorbă rapid avem aici. He-he. Dau și pe ăsta la o parte și revin când am carnea pe jumătate fiartă sau în proporție de 60% acolo. Așa că, ce să mai, brâbă! Am curățat bine ciolanul, carnea de pe os, m-am chinuit ceva, dar am reușit. Asta pentru a face loc în oală, fasolei și legumelor. Puteți proceda la fel și cu coasta de porc, dar eu o prefer în ciorbă, parcă dă mai bine în farfurie. Așa, venim frumos și cu fasolea, punem treptat în oală, ușurel, să nu ne stropim. Eu am aici undeva la 600 de grame de fasole. 600 de grame de fasole uscată am pus la hidratat. Vă dați seama, cu un kil jumate pe puțin. Nu o să o pun pe toată, de, las că văd eu, mai fierb separat. Îi găsesc eu, întrebuințare, nu-i problemă. Cred că la oala asta de vreo 6 litri de apă ar intra undeva la 350, maxim 400 de grame de fasole uscată, maxim. Da? Hai să mai punem câteva bobițe și cam asta scăpăm de castron. Venim frumușel și cu crenguța de cimbru de care vorbeam mai devreme. O punem și pe ea aici. Ia, o îndesăm așa cu cleștele să intre pe la fund, pe la jumătate. Mai punem așa o coastă sau o bucată de ciolan peste să fiarbă liniștit aici. După care, din nou, punem capac, de până ăsta nu prea se mai vede că e plin de grăsime. Și lăsăm în continuare la foc mediu undeva la 20 de minute. După care venim cu legumele și cu sosul de roșii. Ia să scăpăm noi de capacul ăsta până la urmă. Cu zarzavatul mai degrabă. Ia uitați-vă ce bine arată și cât de bine miroase. Wow! Ușurel, tot aici la grămadă, scăpăm de tigaie, la revedere, și-a făcut treaba, amestecăm puțin, plimbăm lingura asta prin oală de câteva ori, wow, ce nebunie avem aici, cimbru, am verzit, nu mai e uscat, ia uitați-vă, wow, și ce gust și-a lăsat în ciorbă, mama. Venim înapoi cu capacul și mai lăsăm la fiert undeva la 20 de minute. Mai mult sau mai puțin. Acum depinde și de fasole. Dacă vedeți că scade prea mult, puteți să mai adăugați puțin apă. Nu e niciun fel de problemă. Nu îi schimbă gustul. De fapt, ce să scadă cât să scadă. 200-300 de mililitri. Un fel de n-ar mai fi. Gata, a fiert destul. Am gustat și puțin mai devreme din fasole. Îi fiartă la perfecție. Scăpăm de crenguța asta de cimbru și de capac. Și am făcut treaba și asta. Ia ușurel să nu ne ardem, că e destul de fierbinte. La revedere și tu. Bye bye. Oprim focul sau nu oprim focul? Nu oprim focul. Adăugăm sare. De, n-am pus sare deloc până acum. Ciolanul destul de sărat. Coasta sărată. Cât cuprinde sau după gust. Am aici sare grunjoasă. Gata, suficientă. Amestecăm o leacă să se dizolve repejor. Mamă, ce nebunie avem în oala asta. Wow. Ce bunătate! Îmi plouă în gura, abia aștept să fie gata. Ia să vedem, să iau o lingură, să gustăm, să vedem dacă mai are nevoie sau nu de sare. Tudum, wow, doar că e destul de fierbinte. Nici dacă vroiam, nu nimeream. Gata, la revedere, am oprit focul, la sfârșit venim cu o mână babană de tarhon, nu pot să concep ciorba de fasole fără tarhon. Bine, de la o perioadă, ce-i drept. Îi dă un gust și un parfum ieșit din comun. Îl mai plimbăm și pe ăsta de 2-3 ori prin oală, da, suficient. Iuhu, am terminat. Vă dau frumos aici, la o parte, pe tocător, fac puțină ordine, hop, așa că am pus mâna pe oală. Și să montăm farfuria, castron, sau văd eu ce-o-i găsi. Acum
Mă apuc să caut, că nici nu știu în ce să pun ciorba. Castronelul ăsta eu zic că e perfect, arată destul de bine, i-am pus și suport altă farfurie și să venim cu ciorba. Am nevoie de un polonic mai măricel, trage și oala mai aproape. Un polonic, ușurel, două, trei sau după gust, bineînțeles. Mamă, cât de bine arată, ia să pun eu costița asta aici în mijloc, m-a făcut și șoriciul, wow, o nebunie. Hai că arată bine, bine. Mai venim la sfârșit cu puțin tarhon proaspăt, împrăștiem așa de colo-colo, tudum, tudum. Am aici o salată de ceapă roșie cu ardei iute, pătrunjel, sare, piper, ulei și oțet. Simplă, de n-avem cum să mâncăm ciorbă de fasole fără ceapă. Mie îmi place cu salată de ceapă. Ia să amestec puțin în castronelul ăsta aici și să punem puțină și în farfurie, chiar aici, lângă costița asta, lângă os. Pentru culoare, wow, și pentru gust, bineînțeles. Și priviți ce culoare frumoasă a prins castronul, ce ciorbă frumoasă avem. De gustoasă, nu mai zic. Ia să fiu sigur că știu ce vorbesc. Îmi pun și eu frumos aici, cred că iar trebuia să pun mai devreme, dar de mă iau cu vorba și uit. Se mai întâmplă. Ce să faci? O să mai pun o leacă de sare, nu multă, foarte, foarte puțină, gata, am lingura de la salată, ia să pun și eu o leacă de salată, dacă tot am făcut-o, nu? Aici, într-o parte și un ardei iute, wow, și să vedem, mamă, cum miroase, Mai, m-ați pierdut. Bă, băiatule, așa ceva, cea mai bună ciorbă de fasole pe care am făcut-o vreodată. Wow, într-un mare fel, e puțin spus. O nebunie. Gustul de afumătură. Și cum merge cu salata asta de ceapă, wow, ce să mai încolo-ncoa, sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie, cu mâncărurile astea, cu bunătățurile astea, wow. Hai să-mi termin și eu castronelul ăsta micuț. Ce-a făcut și tarhonul din ciorbă, a dus-o la alt nivel. Dacă mai vii lângă cu un coltuc de pâine proaspătă, parfum. La revedere că am treabă, după cum se vede.